neutru se va întâmpla la Istanbul. La cererea președintelui turc, într-o discuție telefonică cu președintele Rusiei, duminică cei doi au stat de vorbă și s-au înțeles pentru o primă rundă de negocieri luni la Istanbul. Nu a fost cazul astăzi. Mâine se întâlnesc echipele celor două țări. Și acum contextul. În această seară a apărut informația că după prima întâlnire între negociatorii ruși și ucraineni, la începutul lui martie, Roman Abramovici își asumase atunci rolul de negociator neoficial al Rusiei, a călătorit la Kiev, a avut o primă rundă de discuții cu reprezentanții Kievului și în urma acelei întâlniri, Roman Abramovici și doi reprezentanți ai ucrainenilor au prezentat simptome de otrăvire. Pur și simplu le-au apărut mai multe pete pe piele, îi mâncau ochii și simțeau înțepături puternice în ochi. Aceste simptome s-au prelungit timp de 24 de ore și la inițiativa lui Roman Abramovici, cei trei au mers în Turcia, la o clinică, au fost tratați. Doctorii turci au spus că este vorba despre un agent chimic necunoscut, motiv pentru care presa internațională în seara asta vorbește despre arma chimică. A fost folosită la acea negociere. Vă dați seama, vinovați sunt rușii aici? De ce au făcut asta? Ce au vrut să obțină? Există câteva indicii, punem informațiile cap la cap în a doua parte a acestei ore și vorbim și despre cum arată această a patra rundă de negocieri. Există șanse să se înțeleagă ce vor rușii, ce vor ucrainenii și cum arată lucrurile în teren. Analiza pendelete în a doua parte a acestei ore împreună cu invitații noștri. Acum în studioul Digi24 este ministrul apărării României, Vasile Dâncu. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! O mină care plutea în derivă astăzi la capul Midia a fost distrusă de militarii noștri. Ce puteți să ne spuneți despre această mină? Da, a fost observată de un pescador de-al nostru, un pescador comercial, deci nu era militar, a alertat, era la în jur de vreo 70 de kilometri atunci de România, până la urmă a fost interceptat de un echipaj trimis de pe un vas, avem un puitor de mine, care se numește viceamiral Bălescu, a trimis un echipaj și au detonat această mină. Avem în acest moment, pentru că astăzi s-a mai semnalizat undeva la granița între Bulgaria și Turcia o mină, există posibilitatea ca să fie mai multe în mare și atunci astăzi deja am făcut câteva lucruri. În primul rând avem trei vase care patrulează continuu în spațiul maritim al nostru și în zona mai ales de exclusivitate economică. De asemenea, astăzi am vorbit cu ministrul italian, s-a întâmplat, a fost un moment fericit că am fost împreună, dimineața a venit la Cogălnicianu și am făcut o cerere care au fost de acord, au discutat și reprezentanții noștri militari. Vor mai veni două dragoare de mine din Italia, ei sunt specialiști în această zonă, probabil și un vas de comandă, s-ar putea să fie chiar trei bucăți, probabil că și turcii vor activa acest sistem. Pe de altă parte, pentru că există o procedură aici, chiar o procedură NATO, CBRN, adică care se ocupă de situațiile de chimic, bacteriologic și nuclear. R este radiologic și nuclear, deci astea sunt pentru cele patru tipuri de manifestări, sunt proceduri. Noi am declanșat procedurile respective încă dinainte de asta, în zona militară, deci pentru, adică verificarea echipamentelor, tot ceea ce înseamnă situații de urgență operative, deci echipele, materialele care există în zona de contaminare și celelalte, astea pentru militar. Pentru militar e mai simplu, pentru că tot timpul se updatează aceste lucruri. Pentru zona, dacă e vorba de chimic, pentru că ați vorbit înainte de chimic, s-a lansat, este și o discuție între administrație, administrația locală din zona portului și pentru mine și pentru chimic, evident, dar pentru mine în acest moment, a primăria, cei care se ocupă de protecție civilă, au alertat deja populația, firmele din zonă, cele care se ocupă în zona portului, pentru a fi atenți la posibilitatea de a vedea, avertizare, monitorizarea unor spații. De asemenea, astăzi s-a discutat și cu, pentru mine și cu platformele marine, au fost instruiți cu privire la monitorizare, observare, chiar la montarea unor dispozitive pe mare care să
le ține de la distanță de această zonă a platformelor marine. Deci este o acțiune care este destul de avansată în ceea ce privește minele, pericolul minelor în Marea Neagră, în care autoritățile locale și autoritățile centrale, Ministerul nostru și Ministerul de Interne, lucrăm împreună. Adică militarii se așteaptă să mai vină mine de-astea. Există această posibilitate. Cea de astăzi ne-au spus militarii era clar ucraineană. Da, venea din barajul de la Odessa. Din barajul de la Odessa. Nu știm, informațiile din timpul unui conflict armat sunt, trebuie să le luăm ca atare. Partea ucrainiană cu care personal am vorbit mai cu câteva zile înainte când se punea această problemă, mi-au spus că rușii au minat. Evident că probabil că și partea ucraineană a minat zona pentru a nu putea să intre în zona lor vasele. Să nu se apropie navele rusești de Odessa, evident, asta este știm. Într-un conflict armat, asta este o practică operațională militară, deci nu se... Dar, cu siguranță, chiar dacă, indiferent cine a minat în Marea Neagră, acolo s-a minat masiv în zona malului ucrainean, cel puțin, și atunci există posibilitatea ca mine desprinse din sistem să fi pornit în plutire peste tot. Mai ales că s-a și bombardat în acea zonă, mi-a spus un diplomat ucrainean, că zone care au fost minate au fost și bombardate la întâmplare, adică cu greșeli de artilerie, și atunci este clar că aceste mine s-ar putea să ajungă și în zona noastră. Nu credem însă că sunt, pentru că am trimis și astăzi, tot timpul au survolat elicoptere, avem și tot timpul elicoptere care survolează marea în acest moment. Nu s-au văzut populații, să spunem așa, de mine care să fie scăpat. Dar sunt mine care individual, vedeți că au ajuns până în Bosfor. Deci cu siguranță vor mai fi. Deci trebuie să fim foarte atenți, însă dispozitivul nostru este bine pus la punct. Cred că o să ne ajute, pentru că am vorbit și cu colegul bulgar și cu turcii, și ei o să-și pună la dispoziție toate instalațiile, navele pentru interceptarea de mine și dragare. Acum, domnule ministru, a fost o săptămână plină de întâlniri, decizii, vizite importante. Ce a obținut România după săptămâna trecută? A fost o săptămână foarte importantă. Eu cred că a fost cea mai importantă săptămână din punct de vedere strategic pe care am avut-o noi vreodată de la intrarea în NATO până acum. Pentru că în această săptămână, la începutul săptămânii, am avut discuții interministeriale și la ministerialea noastră de la Uniunea Europeană, de la Bruxelles, privind busola strategică. Am aprobat busola strategică, un document care, atunci când am intrat în funcția de ministru în noiembrie, credeam că nu se va ajunge, nu o să prind eu cu mandatul meu terminarea discuțiilor și negocierilor pentru asta, pentru că era un document complicat în care Uniunea Europeană își propunea, nu era război atunci, să construiască o forță de apărare și de securitate europeană. Celebra armata Uniunii Europene. Sigur, era vorba de o forță de intervenție care însemna vreo 5.000 de oameni, asta sigur că nu ajunge pentru ca să apere întreaga Europa, dar era vorba și de alte mecanisme care, într-un fel, dublau activitatea NATO. Din punct de vedere militar era foarte complicat. Ce s-a întâmplat însă în această perioadă a fost un lucru senzațional. Și asta este, să spunem, unul din efectele perverse, cum spunem noi, dar pozitive ale unui război. A crescut foarte mult solidaritatea, a crescut coerența discuției în Europa. Pozițiile care erau, sigur, împrăștiate, interese diferite, fiecare țară are zonă de interes diferit, are interesul ei, național. S-au început să se alinieze foarte repede și într-o lună de zile, de la o formă care era discutată câte 12 ore și nu se ajungea la niciun consens, s-a ajuns la un document care este partajat de toată lumea și care n-a avut veto. Și asta ce înseamnă pentru România? Pentru România înseamnă foarte mult. În primul rând, ideea principală a României, care a fost o idee la început, nu erau toți de acord cu ea, ideea că NATO este pilonul de apărare principal și în zona euroatlantică, deci și în Europa. În jurul lui NATO trebuie să construim, sigur, și mecanisme europene și putem să construim și un mecanism european, dar este important să avem o coerență a politicilor, să nu plătim de două ori. Nu avem bani să plătim de două ori, odată la NATO și odată să plătim în sistemul european de apărare. Apoi, s-au definit, pentru România, s-a definit întărirea flancului estic. Noi, din 2014, președintele Iohannis și toți oficialii noștri, indiferent de partid, au cerut acest lucru. Este nevoie, în zona Mării Negre, să întărim acest flanc sud-estic.
că nordul începuse deja să se era gândit. După aia, sigur că s-au montat patru battlegroup-uri în nord, în țările Baltice și în Polonia, dar a rămas cumva descoperit această zonă. Și la primele mele participări la discuții ministeriale, nu credeam, datorită reacției europenilor, nu credeam că nu vom reuși să avem această întâlnire. Apoi, sunt câteva lucruri, niște mecanisme importante, pentru că Uniunea Europeană, prin băsula strategică, definește tipurile de amenințări. Introducând Rusia, nu vrea nimeni să introducă Rusia la început, pentru că sigur că sunt chestiuni economice importante pentru Europa, Rusia ca amenințare. Apoi, s-au definit tipuri de agresiuni și a construit mecanisme Europa. Mecanisme, de exemplu, pentru războiul hibrid, un hybrid toolbox, de asemenea, pentru cyber, un centru cyber, pentru reziliență. Avem un centru și la noi, un centru NATO, aici de reziliență. A pune toate acestea împreună, apoi alocații financiare, pentru că era neînchipuit, de exemplu, ca Europa să participe, să cumpere arme. Europa era un proiect social, era un proiect gândit din această perspectivă. România apoi câștigă o poziție importantă, strategică. Noi vorbeam și eram într-adevăr furnizori de securitate în regiunea noastră, în micro-regiunea noastră, ca să spun așa. Dar acum devine un pilon foarte important al investițiilor europene și inclusiv participarea la cercetare, de exemplu. Ce s-a mai stat la băsola strategică și siguranță că în conceptul NATO de la Madrid va fi prins și acolo și vom avea un concept strategic comun euroatlantic, adică va fi cel din NATO, va ține cont și va fi complementar cu cel al busolei strategice. Și asta este important. Și ultimul lucru care mi se pare foarte important, nu s-a vorbit încă despre el, dar se va vorbi în scurt timp, probabil. S-a gândit un mod pentru Europa de autonomie europeană, de exemplu, în achiziții importante, cum este petrolul sau gazul. Pentru că acesta este un lucru fantastic. Nu ne mai concurăm între noi pe piață, ci încercăm ca la COVID, pentru că exemplul COVID a fost bun, încercăm să facem o achiziție comună. Vă referiți aici la achiziția făcută de vaccinuri. La vaccinuri. Și asta se va întâmpla și cu armament? Discuția este să facem asta și în domeniul militar. Apoi, am discutat și probabil că se vor, în această perioadă, cel puțin, vom face niște legi mai suple și în Uniunea Europeană pentru achiziții, pentru că nu poți să stai infinit ani de zile, și noi suntem pățiți cu asta, cu contestații la licitații și așa mai departe. Deci va trebui găsite niște modalități de a ne adapta la noua situație și acesta este un lucru important. Câți soldați vin în România în urma deciziilor de la Bruxelles de săptămâna trecută? Ni s-a spus despre încă un grup de luptă și că ar fi 3.000 de soldați. Deci în momentul ăsta avem 3.913 soldați în România, aduși prin toate mecanismele și cele precedente, și prin VJTF, adică prin forța de vigilență de răspuns a NATO în stadiul de vigilență în care eram înainte, adică batalionul, battle group-ul francez, care are 500 de militari, plus belgien și olandez, care a venit înainte, este sub comandă europeană, oarecum, deci este adus de Sacheur. Acum, acest battle group nou va veni cu 1.000 de soldați, deci vom avea în jur de 5.000 de militari străini pe teritoriul nostru. Toți la Cogălnicianu? Nu vor fi toți la Cogălnicianu, probabil vor fi și în alte zone din România. Noi mai avem baze în care putem primi foarte mulți soldați, sunt cunoscute de la Câmpia Turzii, la Cincu, în alte locuri nu sunt informații clasificate acestea. Deci acești vor fi în funcție și de profilul lor. Aviația, sigur că este legată mai mult de două aeroporturi importante militare pe care le avem. Forțele terestre au și alte zone. Și apoi există și mișcarea pe teritoriul nostru, mișcarea pe flancul. Noi avem o mișcare și între țări, o rotație, să spunem, în care schimbăm batalioane. Noi cu polonezii avem noi o echipă în Polonia, au ei la Craiova o echipă. Apoi vom, astăzi am văzut că premierul nostru s-a întâlnit cu premierii din această zonă, din Balcanii de Sud-Est, și am văzut intenția Muntenegrului, de exemplu, care este o țară tot din zona noastră, să zicem, a fostului Est și Sud-Est, Sud-Est, da? Care încearcă să vină în această adică zonă. Vor veni soldați muntenegreni în România? Da, ar putea să fie și așa, s-a anunțat astăzi intenția, n-am apucat să discutăm despre negocieri în acest sens, dar s-ar putea să avem aflăm și muntenegreni. Aflăm de la britanici că
în misiunea de poliție aeriană trimit 4 avioane Typhoon și 150 de militari la baza Cogălniceanu. Probabil face parte din această misiune de a întări flancul estic. Dar ce mi s-a părut interesant în această comunicare a Ministerului Apărării de la Londra este că această misiune de poliție aeriană NATO cu avioane britanice este long standing. Va dura mult, va fi de lungă durată. Ce înseamnă long standing, domnule ministru? În mod normal, probabil că se va definitiva această decizie la Madrid, în summitul nostru de la Madrid, care încheie, de fapt, această perioadă de programare. Este vorba de aceste batalioane care au, battle group-uri care au fost aduse în România, Polonia, Ungaria, pe tot flancul estic. Este vorba de a construi, de fapt, un sistem defensiv pe termen lung. Adică nu este vorba numai de a circula, să spunem, de a aduce forțe care se rotesc și vin pe rând sau vin din când în când, ci este vorba de un sistem permanent. Un anumit tip de permanență. Nu s-a discutat despre asta. Sigur că este legat și de evoluția războiului, de evoluția amenințărilor pe care le face Rusia la adresa Europei și a NATO, dar în orice caz, sistemul odată construit va fi un sistem care cu siguranță va fi conservat și va fi de lungă durată. Mai avem de aflat așa. Germania vrea să își cumpere Iron Dome din Israel și înțelegem că Iron Dome oferă o umbrelă atât de amplă încât ar putea apăra inclusiv România. Ce știți despre asta? E intenția Germaniei? Este intenția României? Este intenția amândurora? Ce știți? Deci, sistemul Iron Dome este un sistem diferit, de exemplu, decât sistemul de la Deveselu, pentru că este un sistem mobil. Este un sistem, este considerat cel mai performant, mai, cel puțin așa spun majoritatea celor din acest domeniu. A fost finalizat în 2011, a fost testat de Israel, deci este un sistem care nu este, a fost testat în aplicații, ci a fost în testat război. În război, da. În situații reale. Rachete, trase, este construit de ce are mai bun tehnologia și știința din Statele Unite și Israel. 70% din acest sistem a fost construit, sunt invenții americane, o firmă Raytheon. Firmele israeliene, Rafael, de exemplu, sau un sistem, au încă o firmă legată și de statul israelian, au lucrat împreună la acest sistem. Este o coproducție. Așa sunt, de fapt, marile tehnologii de astăzi. Sunt făcute în mai multe locuri, în mai multe centre de cercetare. De ce este important acest sistem? Este important pentru că este un sistem mobil. Interceptează rachete, obuze, chiar care nu au, să spunem, nedirijate și cele care sunt nedirijate. Le calculează, e un sistem atât de modern în care le calculează traiectoria, pentru că este foarte scumpă rachetă de interceptare și le calculează traiectoria rapid, din aer și atunci, dacă nu cade într-o localitate, într-o zonă populată uman, atunci nu este interceptată pentru că este foarte scump, nu este cazul. Deci este un sistem extraordinar. Israel are vreo 10 baterii de genul acesta și este un sistem care este considerat în momentul ăsta cel mai sigur, pentru că a fost testat, are o eficacitate de 90 și ceva la sută de interceptare la mai multe tipuri de rachete, deci asta este un lucru extraordinar. Și dacă Germania, și în funcție, sigur că este o hotărâre, dacă a spus-o cancelarul german, este clar că se face, cu siguranță că ne vom asocia, probabil că se vor asocia și alte țări. O baterie de genul acesta acopere undeva la 150 de kilometri pătrați. Dar cu siguranță că dacă sunt puse aceste... Sunt discuții cu Germania? Să ne asociem? Cum n-am apucat să discutăm, a fost doar știrea în acest moment. Dar ne interesează? Da, cu siguranță că ne interesează, pentru că scutul de la Deveselu nu este un scut care să apere, să spunem, România în principal, pentru că este un scut NATO, este un scut care vizează o altă zonă decât Rusia. Rusia s-a speriat sau, mă rog, a încercat să demonstreze, au mimat că amenință în legătură cu scutul de la Deveselu. Scutul acesta, nu, scutul acesta este un alt tip de scut. Scutul din Israel este autonom, este independent. Scutul nostru de la Deveselu are antene sau radar de senzori în Turcia,
rachetele în Polonia sau în România, de interceptare și din Mediterană, adică este un alt tip, este un tip mult mai complex, dar nu are nicio legătură cu Rusia, asta este, nu ne apără de Rusia în niciun fel. Două minute mai avem, domnule ministru, la Bruxelles, la NATO s-a vorbit foarte mult despre amenințarea chimică și pentru asta ne-a spus secretarul general Jens Stoltenberg că a fost activată apărarea NBC în NATO, este exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme, ce trebuie să știm noi, civilii, ce ne privește în afacerea asta? Ce înseamnă că s-a activat apărarea NBC? S-a activat, asta înseamnă că există un mecanism care, la nivelul NATO, la nivelul și la nivelul Uniunii Europene, evident, monitorizează, în primul rând, posibilele surse și zone de risc. Știți că e la modă o nouă nebunie. Oamenii își cumpără măști de gaze. Dacă vă aduceți aminte, nu vă aduceți aminte că sunteți prea tânăr, dar înainte de 89, toți aveam măști de gaze. De la fabrică. De la fabrică. Primeam de la întreprindere, de la școală, când eram student, aveam mască de gaze. În unele țări există acest sistem. În mod normal, în sistemul nostru de protecție civilă, care este gestionat de Ministerul de Interne și IGSU, există tot ceea ce este nevoie pentru asta. Măști, există adăposturi pentru asta, există acțiuni de apărare civilă. Nu este cazul în acest moment. Faptul că se activează la NATO un asemenea mecanism înseamnă foarte simplu că ne îngrijorează asta, că ar putea să fie, înseamnă că monitorizăm, studiem cu atenție, facem schimb de informații, deci asta înseamnă că este un sistem, bineînțeles că este supravegheată zona, cu toate mijloacele care poate fi supravegheată o zonă de risc, deci zona de unde ar putea să vină un atac, dar nu este cazul în acest moment, nu este o stare de alertă în ceea ce privește chimic, bacteriologic, nuclear. Nu este o stare de alertă. Sunt supoziții pe care și pe baza unor informații că ar fi posibil pe baza amenințărilor reciproce sau acuzelor reciproce pe care le fac cele două părți din război, dar nu este cazul să ne alarmăm. Dar noi am început, evident, și lumea nu trebuie să se alarmeze chiar dacă o să vadă elemente de genul acesta, pentru că Ministerul de Interne cu siguranță că a început să facă inventarul, să lucreze în această zonă. Noi sprijinim de asemenea acțiunile în asta. Deci, sistemul de protecție civilă, de fapt, noi acum îl observăm, dar el, de fapt, funcționează tot timpul. Și în perioada când nu este război, atunci nu ne dăm seama că sunt mobilizați oameni câteodată, că sunt verificate adăposturile, că sunt mici aplicații și cu populația civilă. Ați văzut cum sunt pentru cutremur, pentru atac chimic sau ceva. S-au făcut și înainte, dar atunci nu sunt observate. Acum este o știre și acum suntem cu un război aproape de noi. Dar nu este niciun pericol. Deci alerta este pentru specialiști, înțelegem. Atenția este maximă. Specialiștii sunt foarte pregătiți. Pe noi nu ne privește. Nu e cazul să-mi iau mască de gaz, asta îmi spuneți. Nu este cazul. Nu este cazul în acest moment. Dacă ar fi cazul, atunci Ministerul de Interne cu IGSU și cu Forțele Armate, evident și Armata României, ar începe pregătirea pentru asta și sunt proceduri rapide pentru a răspunde unei asemenea amenințări. Vă mulțumesc mult, ministrul Apărării României, Vasile Dâncu, studioul Digi24. Imediat analiza pe care v-am promis-o. Este vorba despre informațiile pe care le primim înaintea rundei de negocieri de mâine. Ucrainenii și rușii se întâlnesc pe teren neutru la Istanbul. Discută despre pacea din Ucraina, dacă poate fi vorba acum de pace sau măcar un acord de încetare a focului. Și în preziua acestei mari întâlniri, aflăm că la prima rundă de negocieri dintre ucraineni și ruși, rușii au folosit o armă chimică, au folosit un agent necunoscut și i-au otrăvit pe participanții la acea întâlnire. Toate detaliile imediat. Înainte, ne uităm puțin la ce se întâmplă dincolo de cortina de fier, la Moscova. Ce cred oamenii despre o lună de război în Ucraina? Știți că n-au voie să folosească războiul. De altfel, primul răspuns pe care îl veți vedea este cât se poate de semnificativ pentru starea de spirit de acolo. Un domn, îl veți vedea imediat, spune: pentru ce gândesc eu despre ce se întâmplă în Ucraina, există o pedeapsă. Iată. Ce вкратце вообще думаете про спецоперацию? Я думаю, то за что сейчас есть статья. Не могу точно сказать. Я в это вообще не лезу. Ну, это вынужденный шаг. Другого пути не было, к сожалению. Давно как бы пора поставить на место Украину. Там давно, ну, как бы, страдают мирные жители. Хотелось бы, чтобы мир был. Я занимаю нейтральное положение насчет этого, так что не буду ничего такого говорить. В наше время нелегкое, и я лучше откажусь от комментариев по этому поводу, лучше извините. Пускай делают, что хотят.
ничего особенного, как бы. Она меня не трогает, я ее тоже. Что вы думаете о спецоперации? Мы вроде эту тему не хотели затрагивать, но я не буду о ней просто говорить. Что думаете про специальную операцию? Да. Ну, это очень такой щепетильный вопрос. Я как-то более нейтралитета придерживаюсь. Ну, ничего хорошего. То есть, конечно, не одобряю я все это дело. Но спецоперация, это так, ну, по сути, это называют. Другие слова более правильные, как бы, для этой вещи. Вот, слушайте, ну, это долгая история. НАТО? НАТО столкнули? Если бы не НАТО и не политика Вашингтона, ничего бы не было. Что думаете про спецоперацию? Не очень понятно, то есть мало что объясняется, что происходит. Вообще само слово не очень какое-то понятное. Интересно. Такой момент, то что к чему они, зачем это все началось. Вот этот вот момент, он такой непонятный. Но этот момент тоже коснулся всех, потому что на нас сейчас, на обычных людей, кто живет в России, все-таки относится к нам уже не так хорошо. Ну, даже если поехать в другую страну, нас кто-то гонит или относится к нам так, да, то есть. Поэтому, может быть, не стоило было это все начинать даже. Ничего хорошего. И название, считаю данное некорректным, но в условиях современных альтернативные названия прилагать опасно. Применение военной силы, я думал, это пережиток прошлого, но, к сожалению, в 21 веке показывает тот факт, что у нас, к сожалению, люди, стоящие во главе власти, до сих пор не умеют решать мирным способом, к сожалению. Это не только касается нашей страны, это всего мира, то, что мы не умеем на самом деле договариваться, садиться за стол переговоров и просто все нормально обсудить. Am subliniat primul răspuns, trebuie să-l subliniez și pe ultimul. Armata e o chestie din alte vremuri. Vladimir Putin n-a aflat lucrul ăsta, că lucrurile s-au schimbat și dacă a apelat la armată e clar că nu poate să negocieze. Nu știe să negocieze, asta spune un rus simplu, l-ați văzut la televizor. E o publicație interesantă, cea care dă aceste voxuri făcute pe străzile din Moscova. De fapt, nici măcar nu e o publicație, sunt doi elevi într-o școală din Moscova, 1420 este școala, așa se cheamă și canalul lor de pe YouTube. Numai că fac înregistrările, le montează și le trimit cuiva din Statele Unite care le publică pe YouTube, că din Rusia n-ar putea să facă lucrul ăsta. Și datorită lor înțelegem și noi cam cum gândesc oamenii, pentru că astfel de voxuri sunt făcute aproape în fiecare zi și vi le vom arăta și noi la Digi24. Adaug o tărășenie în rândul vedetelor de televiziune de la Moscova, despre care scrie astăzi Libertatea. Patroana televiziunii Dojd TV, este televiziunea Rain, se zic în românește, Ploaia TV, nu știu dacă are vreo semnificație. Televiziunea asta a fost închisă. A fost închisă de Kremlin pentru că în capul lui Vladimir Putin televiziunea asta milita pentru nesupunere. Și atunci televiziunea a fost închisă. Doar că jurnalista care o deținea e activă pe Facebook. Și după ce le-a văzut pe alte câteva prezentatoare de televiziune la mitingul de pe stadion al lui Vladimir Putin, le-a scris o scrisoare deschisă pe Facebook și le spune, doamnelor, mamele ucrainene își îngroapă copiii în sicrie mici. Mă gândesc la asta tot timpul. Nu știu cum să trăiesc cu acest gând. Ce le putem spune noi acelor mame? Cum le putem privi în ochi? Supărarea doamnei fiind că colegele prezentatoare de la televiziunile agreate de Kremlin n-au nicio problemă cu ce se întâmplă în Ucraina, n-au nicio problemă cu moartea copiilor de acolo. În continuare apar la televizor și unele dintre ele au fost și la mitingul lui Putin. În studioul Digi24, invitații noștri acum, Ion Meioniță, este redactor șef Istoria, bună seara. Cristian Pârvulescu, politolog, bună seara, domnule bună profesor, seara. Dan Claudiu Degerato, expert în securitate internațională, bună seara. Încep cu dumneavoastră. Agent chimic necunoscut folosit împotriva lui Roman Abramovici și a doi dintre negociatorii ucraineni care au mâncat ciocolată și au băut apă la prima lor întâlnire de la Kiev la începutul lunii martie, după o noapte de dureri în ochi, pete pe piele și mâncărimi. S-au dus în Turcia, au fost tratați și acolo medicii au spus că este vorba despre un agent chimic. Kievul, în mod oficial, spune că încă nu există prea multe informații ca să poată comenta așa ceva și nu ne dă mai multe detalii. Ce e asta?
mâine e negociere între ruși și ucraineni. Da, probabil că are legătură și cu negocierea de mâine și, într-adevăr, ar trebui să mai avem câteva confirmări totuși. Dar nu exclud ca mod de operare din partea rușilor și un asemenea mod de abordare, pentru că orice alternativă, orice canal diplomatic ascuns, discret de negocierea unor alternative cu partea ucrainiană, cam declanșează destul de multă neliniște la Kremlin, pentru că, vedeți, nu se știe de fapt pentru cine negocia Abramovici, negocia pentru o facțiune din Rusia, negocia pentru, să zicem așa, în general, pentru american, negocia pentru cineva anume. Deci e foarte greu de, cum să spun, este foarte greu pentru partea oficială rusă, dacă cumva această soluție apare la un moment dat, o posibilă înțelegere paralelă, separată sau confidențială, să mai controleze toate elementele acestor negocieri. Eu cred că are legătură cu ce se va întâmpla mâine. De asemenea, și anumite acțiuni militare pe teren rusești au legătură cu ce se va întâmpla mâine. Cred că, de fapt, eforturile militare rusești pe teren în acest moment încearcă, de fapt, să convingă doar pe mediator, adică pe Turcia, ca să mai preseze asupra Ucrainei. Doar rușii să arate cumva că nu mai vor o strategie globală, o invazie totală a Ucrainei, ci vor să se concentreze pe Donbas. Știți, e noul narativ care l-au emis rușii. Dar în același timp există și această știre care, vă spun sincer, că are și elemente de certitudine. Am mai avut cazuri de otrăvire în ultimii ani a unor dizidenți, a unor oameni care se opuneau lui Vladimir Putin, deci rămâne să vedem dacă mai avem mai multe confirmări. Cu siguranță partea rusă vrea să controleze și alte canale confidențiale pentru alte posibile înțelegeri în spate cu Ucraina. Domnule profesor, jurnaliștii și-au adus aminte, corespondentul Guardian de la Kiev și-a adus aminte că la două zile după întâlnirea respectivă a apărut informația că un ucrainean a fost împușcat. S-a spus la momentul respectiv că ar fi fost un trădător și că a fost eliminat. După aceea, Kievul a comunicat că era vorba despre un spion care a murit la datorie. Despre un secretar de stat la finanțe din sistemul bancar. Un spion, un da. Agent al serviciilor de informații. Da. Acum, mă rog, nu știu, discutăm despre ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de da. Două săptămâni. Da. Deci e vorba de începutul negocierilor, moment în care Abramovici este protejat de Zelenski, care cere americanilor să nu-l treacă pe listă, pentru că joacă un rol activ. Din câte înțeleg, cu acordul lui Putin, face parte din delegația rusă, nu face parte din delegația ucrainiană, dar, mă rog, are rolul de a facilita discuțiile, deci este unul dintre facilitatori. M-am văzut la dumneavoastră că purtătorul său de cuvânt confirmă incidentul, deci există o confirmare că a fost o încercare de genul acesta, iar unii spun că ar fi vorba despre grupările dure de la Kremlin, care exista, deci, un conflict între unii care pe care să-i numim liberali și care și-ar dori să iasă cât mai repede din acest impas, și cei foarte apropiați lui Putin, din sfera foarte apropiată de Putin, care nu doresc acest lucru, care l-au împins în zona asta, l-au încurajat în această direcție de acțiune militară, care a dus la impas, și care nu-și doresc ca soluția să fie alta decât militar. Pentru că, știți, pe de o parte avem declarația de vineri a purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova, care vorbește despre obiectivul principal, care e Donbasul. Pe de altă parte, și mi se pare puțin mai mare în grad, Sergei Lavrov astăzi, într-o declarație pe care o făcea la Moscova, spunea că obiectivele de nazificare și de militarizare rămân în continuare important de negociat. Nu știu dacă Lavrov face parte din gruparea dură sau nu, dar astea sunt obiective ale grupării dure, care dorește, de fapt, să împiedice orice discuție. Înseamnă că se vor continua pe teren o serie de confruntări pentru ca Rusia să aibă o poziție mult mai puternică în negocieri.
nu întrevăd și un sfârșit al negocierilor într-o perioadă foarte scurtă de timp. Cine se așteaptă la așa ceva, cred că dă dovadă de multă naivitate, pentru că Rusia nu are încă o viziune clară în ceea ce privește acest lucru. În sistemul de negocieri, mai ales când discutăm despre război, ieșirea din război se face prin limitarea războiului. Limitarea războiului se face prin declarații, nu? Declarația de la Moscova ne indica că există o intenție de limitare a războiului, ne interesează doar Donbasul. Declarațiile președintelui Zelenski vorbesc despre neutralitate, deci iarăși ne limităm. Haideți să ne așezăm să discutăm. Bun, dar se pare că unii, pentru că declarația lui Lavrov vine după astea, după interviul lui Zelenski pentru presa rusă, care nu este de fapt permisă în Rusia, pentru că în afară de Comersant toate celelalte ziare sunt deja interzise, da. Așa că gardianul care interzice, a interzis celor care sunt interziși să transmită ceea ce n-au voie să transmită. Mă rog, oricum, informațiile respective... O să le arătăm și noi telespectatorilor ce n-ar fi trebuit să transmită Zelenski în Rusia. Și nici n-a transmis, pentru că numai pentru occidental. Dar toți suntem curioși. Ce ar fi putut să spună Zelenski de nu trebuiau rușii să afle? Nu trebuie să transmită nimic Zelenski, pentru că este un drogat. Nu ați înțeles, drogați nu trebuie să se adreseze poporului creștin rus. Era destul de simplu. Nu știa narativul despre Zelenski. Nu s-a schimbat în mass media rusă. Zelenski fiind nazistul, pe care vor să-l elimine, dar pe care nu mai vor să-l elimine. Nu e foarte clar. Putin a spus că n-a intenționat niciodată să-l elimine, dar nu știu dacă vi s-a părut să fi ridicat asediu. Nici o invazie în Ucraina nu există. Da. Și nici invazia nu există. Păi nu este invazie, este o operațiune polițienească, o operațiune specială, pentru că e teritoriul rus. Rusia se află pe teritoriul rus împotriva unor... Ion Meioniță. Naziști. Cât de important este că mâine se întâlnesc la Istanbul? Este extrem de important, dar până acum nu s-a întâmplat nimic. Nu. În afara incidentului, care într-adevăr ar fi extrem de... mai mult decât să atași niște diplomați sau membrii unor delegații care negociază. În tradiția milenară, negociatorii au imunitate. Da, vin cu steagul alb, se întâlnesc la mijloc, stau la masă, vorbesc și pleacă. Solii, de asemenea. Ca adică să ducă vestea, deci asta nu pleacă. Face parte din așa, din minima înțelegere a ceea ce înseamnă o discuție. Dacă și acești oameni sunt supuși unor atacuri, ce să mai negociezi? Negociatorii să ducă acolo... și să gândesc că în orice moment cine știe ce atacuri mai pot să... E și asta probabil o metodă de presiune. Cum mai poți să negociezi când te gândești, aoleo, ce-am mâncat? Să beau apă, să nu beau apă? Nu-ți mai poți să fii concentrat pe negocierea, care oricum este îngrozitor de dură, pentru că nu vin către a găsi o soluție de a găsi compromisul, ci Rusia vine de nazific, demilitarizez, păstrez ce am cucerit, poate și mai mult decât atât. Ucraina nu poate să accepte așa ceva și cere retragi ca să începi o negociere, să ai o sursă de izbândă, trebuie să oprești focul și să te retragi pe anumite poziții care să fie controlabile, să ai acolo o încetare a focului, să ai niște oameni care să verifice, să nu mai moară civil și așa mai departe. Suntem extrem de departe de o asemenea situație în care să se poată angaja negocieri cu adevărat reale. Despre deportări vorbim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Avem o informație nouă foarte interesantă. Un oficial american citat de Reuters spune că informațiile de intelligence sugerează că îmbolnăvirea miliardarului rus Roman Abramovich și a negociatorilor ucraineni ar fi fost din cauza unui factor de mediu, nu din cauza otrăvirii. Adică ce, Ion Mioniță? Un factor de mediu a dat un nor peste ei. Nu știu. Cred că nu avem toate datele. Nu, și e prea devreme, e adevărat. Și e doar un oficial american pentru Reuters. Reuters este o mare agenție. Da, știm. Avem mare încredere în Reuters. Nici ei nu spun. Dar aici este un oficial. Nu au informații mai multe. Întâlnirea a avut loc la Kiev și ne putem imagina că în urma bombardamentelor au fost
emanații și poluare, spre exemplu. Întrebarea e de ce nu toată echipa a fost afectată. Unii au stat pe balcon și unii au stat în deci, casă. Mă rog, așteptăm. E ciudat. Oricum, dumneavoastră spuneați că medicii turci au confirmat că este vorba despre o substanță chimică pe care nu au putut-o identifica. Deci, da, deci o substanță chimică poate fi în aer, necunoscut, spuneau ei. Da. Să așteptăm informații. Așteptăm mai multe informații. Știm că la Mariupol rămân în oraș 160.000 de oameni blocați, 160.000, și un parlamentar de la Kiev spune că până acum 20.000 dintre locuitorii orașului au fost deportați. Pur și simplu au fost luați de ruși și duși în Federația Rusă, în niște centre care sunt numite centre de triere, care se află pe teritoriul Federației Ruse și împotriva voinței lor trimiși în alte locații din Rusia. Ce-i asta, Ion Meioniță? Deportări. Asta e termenul folosit de parlamentarul ucrainean. Dar de ce ar face asta? Ce obțin rușii în felul ăsta? Probabil că vor să scoată niște oameni de acolo ca să elibereze locul, fiind totuși, cred că, marea majoritate vorbitori de limbă rusă. Probabil că se gândesc că vor să elibereze locul ca să poată să declanșeze operațiuni militare și ar fi dificil să supună tirurilor atâta lume, atâta populație. Probabil și scot de acolo, indiferent dacă ei vor sau nu vor să plece. Și bineînțeles că în ceea ce înseamnă drepturile omului este o deportare dacă se face o evacuare împotriva voinței oamenilor. Sau sunt duși în anumite locuri unde ei nu vor să ajungă. Poate ar vrea să iasă dintr-un oraș care este bombardat, evident. Dar n-ar vrea să fie trimiși în diverse locuri unde ei nu vor să ajungă. Într-adevăr, dar vedeți, aici nu mai există niciun fel de lege, de drepturi, de drept internațional legat de populație. Nu ne mai aflăm în această logică. Nu suntem într-o logică în care se poartă un conflict armat, un război, o invazie, oricum i-am zice, chiar și o operațiune militară specială care să se desfășoară păstrând normele internaționale acceptate în conflictele militare. Nu mai există așa ceva. Nici nu există o invazie, nici nu există nimic. Poate aflând că oamenii au fost scoși de acolo într-un picnic sau au fost duși pentru că voiau ei să cultive ceva prin stepele de dincolo de Volga sau de Don. Deci nu mai avem repere pe care să le invocăm. Sau se va vedea probabil foarte mult timp după asta dacă se vor ajunge cei care se ocupă de drepturile omului și de justiție, de dreptul internațional, să vadă ce s-a întâmplat, să verifice într-adevăr toate aceste informații, să indice ce încălcări s-au produs, câți oameni au suferit și așa mai departe. Mariupol e un oraș cu jumătate din populație rusofonă. Da, și cred că și cu o rezistență civică pasivă, adică oamenii ies în stradă cu mâinile goale și, ați văzut, protestează pe unde apucă și dacă apucă până nu încep să execute foc de avertizment sau foc direct. Deci nu este pentru ruși, probabil că asta a fost șocul cel mai mare, de fapt, populația rusofonă care, de fapt, protestează pașnic împotriva unor... Au încercat cu luarea de ostatice a primarilor ca să dea un fel de semnal pentru încercarea de a mai convinge un pic să calmeze reacția oamenilor. Nu s-a reușit, nu au nici capacitatea să întrețină populația, adică să măcar acolo zona în care ocupă, cartierele în care sunt ocupate, să le asigure necesarul. Nu vor nici să asigure, conform standardelor internaționale, aceste coridoare umanitare care nu trebuie să toate orientate spre Federația Rusă ca să filmeze Kremlinul și să arate că rusofonii protejați se evacuează rapid în Federația Rusă, adică sunt niște norme internaționale care sunt încălcate. Plus ceea ce se întâmplă în paralel, faptul că există deja oameni care investighează, nu, din partea Curții Penale Internaționale, care culeg probe împotriva unor asemenea practici care contravin oricărui lege ale războiului. Și atunci sigur că probabil cel mai bine e să evacueze populația care oricum suferă
și să o deporteze. Dar e clar că este și o măsură împotriva rezistenței pasive a cetățenilor. Ne întoarcem după o scurtă pauză și când revenim în direct, veți vedea cum a făcut măcelarul de la Mariupol, știți, generalul pe care l-a trimis Vladimir Putin să radă orașul de pe suprafața Pământului, un sângeros individ. E, acest general face o criză de nervi în direct la telefon, în direct pentru că a fost înregistrat, pentru că un caporal nu și-a încheiat cămașa la toți nasturii. Cum poate să înjure și cum poate să se descarce nervos, veți vedea imediat și noi vom comenta semnificația acestei ieșiri. Rămâneți cu noi! Mâine, nouă rundă de negocieri între ucraineni și ruși se va întâmpla la Istanbul, după ce Vladimir Putin a stat de vorbă la telefon duminică cu Recep Tayyip Erdoğan. Promisiunea fusese în urma acestei conversații că în ziua imediat următoare vor fi negocierile, adică astăzi. N-a fost cazul, Kremlinul a revenit cu un comunicat, marți se vor întâlni cele două echipe la Istanbul. Și deja face în conjurul lumii informația asta care trebuie luată cu un grăunte de sare, că ar fi fost otrăviți negociatorii ucraineni și Roman Abramovici la prima rundă de negocieri de la Kiev. Apare acum o informație citată de Reuters, vă spuneam mai devreme, un oficial al Statelor Unite spune că de fapt acolo n-ar fi fost vorba despre o otrăvire, ci despre un factor de mediu. Nu știm ce înseamnă asta, oricum avem nevoie de mai multe informații. Imediat îl veți vedea pe măcelarul lui Putin, măcelarul de la Mariupol, cum își iese din fir, într-o conversație telefonică cu un subaltern în legătură cu un caporal care nu s-a încheiat la toți nasturii cămășii. Dar înainte, despre amenințarea Moscovei, ce face Moscova? Cel mai bine, amenință. Dacă nu plătiți ruble, nu vă mai dăm gaz. Asta este amenințarea de azi. G7 a răspuns prompt. Nici nu ne trebuie. Nu plătim ruble, pur și simplu. Contractele sunt făcute în dolari, vom plăti în dolari. Despre această amenințare cu invitații noștri, ni s-a alăturat Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara! Bună seara! Asta ce înseamnă? Că oprim gazul? Pot să facă în interiorul unui contract să oprească gazul așa? Condițiile de război și în condițiile unei situații atât de complicate, da, pot să o facă. Și ce nu pot să facă? Problema este că se întoarce împotriva Federației Ruse o astfel de gestică economică și financiară. Pentru că rămân cu gazul. Rămân cu gazul și nu câștigă banii. Pentru că, practic, cotația rublei cade de la oră la oră. Motiv pentru care prețul care ar urma să fie plătit în urma convertibilității ar fi unul din ce în ce mai redus. Așa că mai bine rămân cu gazul și îl dau altcuiva. În derulare sunt câteva proiecte foarte interesante. Grecia este foarte implicată. Alexandropolis acum are câteva centre de delichefiere a gazului lichefiat ce ar urma să vină spre Europa. Și tare aș mai ruga autoritățile de la București să ia exemplu autorităților bulgare și să stea grămadă peste ei la Alexandropolis. Sunt două centre care se creează acum când noi vorbim. Și când e vorba de gaz, când e vorba de energie, deci când este vorba de un instrument care poate fi folosit și sub aspectul presiunii economice, e bine să fii acolo chiar alături de parteneri. Domnule profesor Pârvulescu, ruble. Dacă nu ne dați ruble, nu vă dăm gaz. Așa, brusc, fără contract, fără nimic. Nu e brusc. Nu, Putin a anunțat săptămâna trecută. A cerut săptămâna trecută. Gazpromului să renegocieze toate contractele. Numai probabil că acestea nu se pot renegocia. Toată lumea a fost categorică. Asta sunt contractele. Asta este obligația. Dacă Rusia va înceta livrarea de gaz, s-ar putea să o facă. Pentru că e genul de gesticulație pe care vrea să o facă propagandistic. Va deveni un partener comercial foarte discutabil. Cineva care nu respectă, nu contează circumstanțele, clauzele contractului, nu este un partener sigur. Nici pentru China, nici pentru altcineva. Pentru că relațiile oricând pot să devină tensionate. Contractele se respectă. Vă aduc aminte că Uniunea Sovietică, în perioada războiului rece, respecta contractele și livra gazele fără niciun fel de discuție. Dar, pe de altă parte, poate că e o eliberare pentru Europa să întâmple lucrul ăsta. Dacă întrerup gazele, sigur, va fi o perioadă în care economia germană se va resimți și alte economii care sunt dependente de gazul rusesc,
Pentru că în acest moment alternativa gazului lichefiat nu există, nu este imediată. Iar începe să se vadă înspre toamnă și oricum vorbim despre o cantitate destul de mică, cam 10% ne-au promis americanii din necesarul pe care îl avem și ar putea să ajungă la cam o treime din necesarul pe care îl avem dacă și canadienii și alții se vor alătura. Deci vom avea o problemă, dar poate că e dușul rece de care economia europeană are nevoie ca să înțeleagă că trebuie să-și construiască o independență reală. Vor să afecteze economia europeană? Probabil că da. Adică este răspunsul la sancțiuni. Și în momentul de față, să știți că Vladimir Putin nu gândește economic, n-a gândit nicio clipă economic. Deci nu-l interesează obiectivele economice, îl interesează să creeze cât mai multe probleme celor pe care îi consideră adversari. Putin gândește în adversitate, deci vede în Uniunea Europeană un adversar, iar democrația o consideră oricum slabă. Este șocat de reacția pe care Uniunea Europeană ca și NATO au avut-o și acum ar vrea să dea probabil o lecție. Dar revin la contracte. Contractele care nu sunt respectate pun o mare semn de întrebare în legătură cu cel care nu le respectă. Și Ion Meioniță, România are un contract cu un intermediar în legătură cu gazul. Da. Prin Viena vine gazul la noi, dar intermediarul ăsta înțeleg că este un oligarh rus care ar respecta ordinul imediat. Acum, orice decizie de tipul ăsta grăbește lucrurile. Dacă rușii cer ruble și nu primesc ruble, că n-au de unde, pentru că ideea e asta, ca să-i dai ruble pe gaz, trebuie să ai rublele alea. Și ca să ai rublele alea, trebuie să ai relații comerciale cu Federația Rusă, să exporți, să cumperi ruble de pe piață, fiind scos din sistemul financiar statul rus, n-ai cum să... Adică cererea asta nu ar implica decât un pretext ca să tai gazul. Ori chiar dacă ar fi consecințe grave pentru anumite sectoare industriale din țări ca Germania, care au o dependență mare, până la urmă, politicienii care ezită în acest moment să ia asemenea decizii ar răsufla ușurat. Zice, domne, noi am vrut, dar ne-au tăiat gazul. Nu e din vina noastră că am zis noi hai să instituim și sancțiunea asupra importurilor de gaze sau de petrol din Federația Rusă. Ar fi pus și în fața faptului împlinit. Rusia ne-a tăiat gazul. Nu mai avem ce face. Sigur că da, 15 miliarde suplimentari de metri cubi pe an până la sfârșitul anului acesta vor veni din Statele Unite prin terminalele de gaz lichefiat, 50 de miliarde începând de anul viitor. Nu este toată cantitatea, sigur că da, dar mai sunt rutele de aprovizionare din Qatar, din Algeria, din Norvegia pe conducte și gaz lichefiat. Sigur că nu acoperă imediat deficitul, dar, într-adevăr, Europa ar putea să vadă pentru prima dată că poate să își asigure necesarul. România, pe de altă, nu, România nu era în situația asta. România avea 5% importuri de gaz rusesc acum 6 ani. S-a întâmplat, printr-un fenomen pe care nu-l înțelegem acum, să blocăm toate investițiile în domeniul ăsta, să scădem producția internă, care era în declin, evident, dar a intrat un declin accentuat pentru că nu s-a mai investit nimic și nu s-a investit nici măcar în zăcămintele onshore, care sunt mari în România, vorbind mai despre caragele, de pildă, și atunci a crescut importul de gaz din Rusia de 3 ori, în 4 ani. Fabulos! Cu intermediarul, cu banii, 1 miliard, am ajuns la 1 miliard. Sau importăm de 1 miliard. Așa, dintr-o dată, deși nu aveam nevoie, dar blocajul pe care l-am făcut în 2018 când am blocat investiția în gazul din Marea Neagră, lucru care nu e reparat nici până în ziua de azi, deși vestea a venit că Romgazul a semnat, a fost de acord, a aprobat preluarea participației. Dar legea încă nu e. Legea nu e. Și nu știu, îl mai vedeți pe Virgil Popescu pe undeva să ne spună că de 2 ani jumate promite legea asta nu, și el, despre lege nu, dar el spune nu despre aici lege că vom avea primul gaz în această iarnă. Vorbește despre gazul celălalt de la Black Sea, da. Noil, care este în probe, dar încă mai are stația de tratare a gazelor, de uscare și nu știu ce separare pe țăr, să o facă și pe aia să o termine în vara asta. Bine, sunt promisiuni. Dar de ce nu scoți gazul ăla
mare, din Zăcământul cel Mare. Trebuia să fie anul ăsta gata. Cel târziu anul viitor, așa, dacă ea, legea nu s-a dus cu ea în Parlament nici astăzi, după 2 ani jumătate de când tot promite domnul Virgil Popescu, nu știu, are un spin în pantof, un ac, calcă pe ceva când se ridică să ia legea, să o ducă în Parlament, să împiedică păscări și alune, că are o coajă de banană. Pățește ceva fiecare dimineață când se duce să ia legea asta, să o dea în Parlament, pățește ceva. Îl sună cineva, îl cheamă în altă parte, trebuie, că e ocupat, e ministru. Și atunci vine și spune, da, o să avem 1 miliard de la Black Sea, mai avem interconectorul cu Bulgaria. Chestia e că noi nu eram în poziția de a avea această dependență care este construită în ultimii ani. Și te întreb cui a folosit tot acest proces de, practic, scoaterea resurselor pe care România le-ar fi avut în acest moment, ar fi avut mai mult decât consumul României. Și ar fi putut, de pildă, în condițiile astea de criză puternică energetică, să ajute un partener, o țară, Republica Moldova, de exemplu, dependentă total de gazul de acolo, putea să vină în iarna asta să spună, dăm drumul la conducta Ungheni, acolo, Chișinău, băgăm gaz că avem, nu stă goală conducta, aveți și voi căldură și energie. Iată că nu se întâmplă lucrurile astea, așa cu dăm din colț în colț, nu pe ultima 100 de metri, ce fac bulgarii, ce fac grecii, interconectorul, foarte bine. Este esențial să ne conectăm la Alexandropoli, să intrăm cu gazul de acolo, dar de ce nu-l folosim pe al nostru, care este și mult mai ieftin? Gazul lichefiat e de 3 ori mai scump, asta e normal, îl lichefiezi, consumi energie, îl pui pe tancuri, vii cu el, îl delichefiezi. Sigur că e o manoperă în plus, e proces tehnologic mult mai complicat, e mai scump. Când n-ai, plătești, că oricum rușii au crescut gazul de ăsta lichefiat mai ieftin decât al lor. Bun, dar de ce nu scoți pe al nostru? Avea industrie, vedeți că acum cu exporturile ucrainene, cum va fi, nu se știe. Criză, presiune pe piața grâului, rușii, ucraineni, exportatori masivi. Nu se știe. Au explodat prețurile la fertilizanți, la îngrășăminte pentru agricultură. Ai fi avut gazul cu care făceai și industria, îți producea, aveai altă manevră, acum cumperi absolut la niște prețuri foarte mari. Deci un cerc vicios din care România putea să iasă sau să suporte mult mai ușor aceste crize, dacă era puțină inteligență la mijloc acum 3-4 ani. Acum, bine, n-ar strica să fie și acum ceva. Și să se rezolve. Exact. Adică nu sesizați vreo grăbire a afacerii? Nu sesizez nicio grăbire. Păi dacă eram în loc, nu, și nici nu vreau vreodată, dar zic, unul în locul domnului Virgil Popescu ar fi trebuit să se trezească la 3 dimineața și să fie la ușa Parlamentului la 5 jumate, ca la ora 7 să fie cu documentul în mână să le spună lor, a votați-l până din seară. Trebuie să treacă și printr-o ședință de guvern. Nu poate să ducă cu documentul. Bă, atunci la domnul Ciucă, trebuia să fie la 7 dimineața, că domnul general cred că e matinal, să trezește dimineața. Exxon-ul a explorat, au cheltuit miliarde, i-ai gonit din România. I-ai gonit. Asta e. În plus, stați că încă n-am ajuns la etapa următoare în care Uniunea Europeană o să vină cu formatul de achiziționa la comun gaze. Exact. În timp ce vom avea voci în România care o să spună, bun, dar ce facem cu al nostru? Cum îl achiziționăm pe al nostru? Îl mai scoatem cât la sută? Ce mix energetic vom avea în acel moment? No, probabil că domnul ministru așteaptă încă o ședință de CSAT. Dar nu știu care ședință. De ce nu pricepe sau ce? Au mai fost ședințe CSAT. Poate să-i traducă unul. Ce să facă? Mai mult de atât. Adică mai simplu decât să spui am 80 de miliarde de metri cub de gaz în Marea Neagră. Am tehnologia. Am tot ce trebuie. Dă-mi beneficiul ăsta în care să spui 40%, 60%. Luați voi 40%, luăm noi 60% și scoatem gazul. Da, vedeți, au mai fost atât de multe și în alte sectoare. Ajungem în momentul în care cineva din zona patronatului spune da, noi suntem capabili să exploatăm gazele și după aceea la discuții intervine, știți, mai avem nevoie de încă 3 ani de retehnologizare. Cine ne dă banii pentru asta? Și guvernul spune, nu știu, vorbește cu partenerii străini. Partenerul străin, stai un pic, că n-am discutat despre lucrul ăsta acum ce a spus ieri, dar avem și nu așa, și în industria de apărare este la fel. La fel, la început avem declarațiile de angajament maxim în care spunem suntem capabili să producem, etc. Aici completați dumneavoastră, gaz, industrie de armament sau altceva. Da? Și după aceea urmează partea cealaltă care nu se vede, păi n-avem decât fabrica și muncitorii, dar înăuntru
trebuie să ne aduceți dumneavoastră retehnologizare, care nu s-a făcut de atâția ani și care era cuprinsă în toate studiile de fezabilitate. Adică, dacă vrei să scoți gazul la vei acum în România, clar, din 2018 până astăzi. Și era și bine păzit. Pentru că, atenție, nu mai pluteau mine prin Marea Neagră, când Exxon își punea zonele de exploatare, insula Șerpilor rămânea doar crescută iarba pe ea, pentru că Exxonul și marile companii din Federația Rusă se mai întâlnesc în diverse zone din lumea asta. Poate, în 2014 am avut o discuție în acest sens și vă spun informat, nu bat câmpii, da? Sigur, nu pot intra în foarte multe detalii. Americanii și-ar fi păzit uniforma și resursa. E atât de evident. Noi am avut studiu chiar în 2015, un studiu de fezabilitate făcut, cred că, în cadrul Comisiei Europene, privind rețeaua de transport de tip container pe Dunăre, LNG, plecând de la terminalul din Constanța, care să meargă spre Germania. La fel, aceeași o rută secundară, care, sigur, nu lua în calcul varianta Greciei, dar oricum, dacă se încărca Dacă numărăm toate proiectele de energie care puteau să fie puse în practică prin România, ajungeam să fim un fel de Qatar România, de Emirate. Păi era agriu, care trebuia să aducă gazul azer prin Marea Neagră lichefiat, terminal la Constanța, din Georgia, Azerbaijan, Georgia, îl lichefiai, veneai la Constanța și îl trimiteai mai departe. Și odată. Nabucco, care e Uniunea Europeană, și așa, TANAP-ul cu turcii, care să ajungă și în România. Și așa mai departe. Toate aruncate peste geam. Paranteza este că în ultimele două strategii de securitate națională, așa, noi avem acolo securitatea energetică ca obiectiv și în fiecare an se raporta cu mândrie că am atins toate obiectivele și pe securitate energetică. Deci avem ședințe, avem comunicate oficiale. Ei, acum, dacă nu importăm curent electric, se stinge lumina în România. Da. Exploatarea Marea Neagră e la mare adâncime. Iată, 10 secunde. E la mare adâncime. Deci nu poți face decât cu mari companii. Nu poți să te duci tu cu ai tăi să dai la sapă. Pentru că sunt hidrocarburi foarte jos. Despre măcelarul de la Mariupol. Unii dintre dumneavoastră se vor întreba de ce dăm noi la televizor un general rus care are o ieșire nervoasă și înjură non-stop. Ce relevanță are asta? Are. Pentru că domnul pe care îl veți auzi este cel care a ras 90% din clădirile din Mariupol. Au murit 300 de oameni în subsolul teatrului din Mariupol, în condițiile în care oamenii scriseseră pe asfalt că acolo sunt copii. Este omul care, practic, a făcut orașul ăsta să dispară și tot nu-l are. Chiar dacă a primit ordin de la Kiev, de la Kremlin, să dețină orașul ăsta, nu-l are. Este portul de la Marea de Azov, pe care rușii și-l doresc foarte mult, pentru că în felul ăsta ar obține un continuum pe malul Mării de Azov. Nu au. Cine e autorul acestei nenorociri? Un crud general rus, pe care îl auzim acum, ieșindu-și din fir la telefon, pentru că un caporal nu s-a încheiat la cămaș. Вот это ублюдка, товарищ Матюхин, выбирал, сюда привел национальный центр. Вот ты посмотри на это чудище, у него даже ни одного знака различия. У него не военная рубашка, у него кофта сволочонка, подонка высшей степени. Вот он, мразь, стоит вот, насупил глазки бычьи, надул глазки, сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне. Че он служит-то еще? Че он служит-то? Почему я должен заниматься вашей мразью? Начальник направления, поднимайтесь. Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему у него ухо не отрезано? Почему не хромает этот ублюдок еще до сих пор? Ночью, когда выходит, нападают неизвестные. Случайно нападают. И бьют ему пивной бутылкой по физиономии. И выливают туда еще литр. Зачем он издевается над вами и надо мной в том числе? Înțeleg că generalul Mizintsev este celebru pentru cruzimea lui, dar să se ocupe dita mai generalul de problemele de vestimentație ale unui amărât de caporal, asta ce arată? Ce înțelegem de aici? Asta este nivelul la care o armată ajunge în momentul în care intră în declin. Nu există
o explicație în afară de faptul că oamenii nu-și mai intră în rol, nu-și mai înțeleg rolurile și că e mai mult decât de gringoladă în anumite structuri de comandă. Deci discutăm de fapt de structura de comandă la nivel, eu știu, de teatru operațional, ceea ce nu e chiar simplu pentru un general. În timp ce ar trebui să se concentreze pe acțiunile militare, de fapt el face disciplină și ordine, adică micromanagement, că știți că acum discutând în zona civilă, nu? Dacă un asemenea lider se ocupă de micromanagement, este calea sigură spre dezastru. Nu acesta este... Probabil că nu e o apucătură nouă. Probabil că omul ăsta asta face în mod obișnuit, nu? Sau presiunea, spuneți, că ar putea să-l fi dus până... Cred că și presiunea și atunci sigur că încearcă să dea vina pe orice fel de, să zicem, aspect care de fapt nu are nicio relevanță strategică. În schimb, sigur, are relevanță faptul că nu există disciplina aceea care ar fi trebuit să dea siguranță și certitudine unui lider că fiecare își înțelege rolul. Da, vedem atâtea informații de 4 săptămâni în care moralul trupei oricum este dezastruos și în niciun caz nu recuperezi moralul unei forțe militare făcând acest gen de cum să spun eu, de disciplinare forțată, comandând direct pedepse de acest tip. Deci nu, intrăm într-o zonă, exact cum spunea partea ucrainiană, de forță brută medievală, că nu știm ce amalgam de și cum se mai conduce această armată în contextul în care, de exemplu, acum am aflat că comandantul de la Rostov-pe-Don, cel care se ocupă de districtul militar de sud, s-a dus acolo personal și el ca să vadă cum merg operațiunile pe teren de încercuire a Kievului. Cu riscul ca și el să fie că luat... Ca și lunetiști. Deci este cumva probabil o presiune foarte puternică de sus, de la Kremlin, ca să se vadă că acești generali încearcă cu disperare să fie vizibil că fac activități pe acolo, dar cu riscul pe care o cunoști ei să moară. Ca să înțelegem cât de mare e presiunea, ne uităm pe hartă. Și, într-adevăr, malul Mării de Azov este colorat în roșu, mai puțin la Mariupol. Mariupol nu e deținut. Rușii nu l-au, chit că sunt în miezul orașului. Și totuși nu au orașul ăsta. Port foarte relevant din punct de vedere economic, pentru că industria grea și de exploatarea minereurilor și recoltele de grâu prin Mariupol pleacă spre lume. Deci are o relevanță foarte serioasă. Dar vreau să mai fac o precizare. Spuneați 300 de oameni, se pare că au fost uciși în bombardamentele. La teatru. La teatru. Știți câți etnici ruși locuiesc în Mariupol? Jumătate din populație. Mai mult, 20%. Exact. Deci vă dați seama că omul ăsta și-a omorât proprii conaționali sau co-etnici, cum vreți să spuneți. Și pe cei pe care nu i-a omorât, îi deportează. Și știa ce face. Da. Ca și la Harkov, evident. Care e oraș rus? Dar nu vor să-i întâmpine cu flori pe... Cei care au ieșit în fața tancurilor cu mâinile goale spuneau, băi, poate-i frate-mi un tancul ăla din spate. Ați nebunit, ce căutați aici? E dădeați la telefon. Generalul Mezintsev a fost și cel care a coordonat operațiunile din Siria, de la Alep. Altfel spus, aici recunoaștem un stil propriu. Înțeleg că a fost și în Cecenia implicat, dar nu avea un grad foarte important. Se întâmpla acum 22 de ani. Iar întrebarea pe care o puneați mai devreme legată de deportări face parte din același model de terorizare a populației. Fiind deportată în felul acesta, se transmite un semnal celor care ar avea cumva curajul să reziste civic. Vor primi exact același tratament. Vor fi trimiși în lagăre, pentru că despre asta discutăm. Cei care îi acuză pe ucrainieni că sunt naziști se poartă, de fapt, ca naziștii. Deportează, trimit în lagăre și așa mai departe. Și speră ca cei care au rămas să se predea, pentru că, practic, oamenii nu vor să se predea. Nu vor. Și asta ar vrea. Să iasă toți cu mâinile în sus și să spună, gata, asta a fost. Mai mult decât atât, vor ca toți civilii să se predea, pentru că vorbeți de încă 160.000, deci unii vorbesc de încă 100.000. În orice caz, cel puțin o treime din populația Mariupolului este încă acolo. Este sub bombardamente. De 2 săptămâni și mai bine nu au apă, nu au gaz, nu au căldură. Acolo este mult mai frig decât este în București acum.
Și trebuie să reziste în condițiile astea. Au reușit câteva zeci de mii să treacă spre Ucraina, au mai fost cei 20 de mii deportați în Rusia, dar restul rămân în continuare acolo și sunt supuși unei terori zilnice, pentru că, da, bătăliile se dau stradă cu stradă, vorbim de luptă de gherilă, acolo sunt gherilele cecene care au fost trimise pentru a ocupa orașul, a căror cruzime este de notorietate. Mai mult decât atât, nu este pentru prima dată când batalioanele Azov se întâlnesc cu cecenii în Mariupol, s-au întâlnit și în 2014, iar imaginea lor este o imagine destul de dură. E simbolic pentru Putin, ăsta este și motivul pentru care vrea să ocupe orașul cu orice costuri, pentru că, pe de o parte, cum ați explicat, se realizează ocuparea întregului țărm al Mării Azov, pe de altă parte este centrul în care se află naziștii, batalioanele Azov, care au intrat încă din 2014, din toamnă, în componența Gărzii Naționale Ucrainiene, sunt considerate ca fiind de extremă dreaptă, ei sunt celebrii naziști. Și ei sunt și cei care se apără cu atâta îndârjire acolo, pentru că vă dați seama, nu pot să se predea, n-au cum să se predea. Ceea ce îi așteaptă în cazul în care sunt luați prizonieri este înfiorător. Și atunci vor lupta până la capăt, iar Zelenski presează, pentru că n-am discutat și despre lucrurile astea, NATO, să-i trimită armament ofensiv, pentru că dacă nu va putea începe ofensivă, nu va putea niciun fel să-i ajute pe luptătorii de la Mariupol. Armament ofensiv, adică? Adică tancuri, adică avioane. Pentru că știți, până armamentul care a fost transmis de țările partenere defensiv. Este defensiv. Este letal, dar este defensiv, nu este ofensiv. Ca să poți să ataci, să contraataci, într-adevăr, că pentru până acum au fost doar câteva mici episoade de contraatac în condiții de război urban, la Irpin, în zona Chievului. Ca să poți să contraataci, ai nevoie de armament pentru contraatac, de tancuri care ar cărui blindați să reziste, de avioane și așa mai departe. Lucruri pe care ucrainienii nu prea le mai au, mai au, dar nu suficiente pentru a realiza o contraofensivă serioasă. De fapt, pe teren ei pot doar să reziste și din câte am văzut experții militari americani care au lucrat cu ei, spun că pentru asta i-au antrenat, pentru a rezista în condiții de genul ăsta. Dar nimeni nu a luat în calcul că războiul va dura atât de mult și că va avea asemenea consecințe grave. Vladimir Putin este un criminal, spune Joe Biden, președintele Statelor Unite, și nu mai poate rămâne la putere. Imediat Casa Albă vrea să nuanțeze și spune președintele nu vrea înlăturarea puterii de la Moscova, spune și cancelarul german astăzi același lucru. De ce e important? De ce sunt important? De ce e important să comunice oamenii ăștia că nu-și doresc, nu e interesul NATO să schimbe puterea de la Moscova? De ce? Nu e neapărat o diferență conceptuală din punctul ăsta de vedere. Tony Blinken a vorbit standard. El e diplomat de carieră, Tony Blinken. Deci a spus exact ce trebuie să spui, așezat pe un anume gen de retorică când vorbești în numele Statelor Unite. Biden, oricât ar părea de ciudat la experiența lui, vă spun în sfârșit direct, Biden e un om într-adevăr extrem de sensibil. E un tip emoțional. Când, după ce a murit fiul lui Beau Biden, situația a devenit și mai complicată. Deci el, gândiți-vă la context, se afla în Polonia, luase în brațe niște copii care se refugiaseră în Polonia din Ucraina, s-a dus la trupele staționate acolo, i-a văzut pe toți cât sunt de emoționali în acel moment. Și poți să fii și președintele Statelor Unite și la un moment dat să ieși, cum se spune, din mesaj. Dar ceea ce ei vor să spună este faptul că pe pattern, pe modelul american, o schimbare de regim se face prin decizii democratice interne, punct. Deci din această perspectivă, de sus până jos, aceasta este atitudinea și acesta este mesajul. Sigur, modul în care se poate întâmpla și sau operaționaliza, asta e un alt aspect. Exact acum, discuții despre bugetul apărării din Statele Unite, Unite și Joe Biden spune așa. Comentariile despre Putin au exprimat indignarea mea, nu dorința de schimbare. Nu mă tem că astfel de declarații vor escalada conflictul. Comportamentul lui este inacceptabil. Nu-mi pasă ce crede el. El, oricum, face ce vrea. Iartă-mă un pic. Ce fac ei acum? Investesc încă 25 de miliarde de dolari în forța spațială. Pentru că vor să pună sateliți în jurul Pământului care să poată opri rachete hipersonice, identificare, lansare, armă nucleară. Deci se pregătesc pentru războiul următorilor
Da. Generația, da, generația următoare. 25 de miliarde bagă în buget. E vorba despre bugetul apărării. Bugetul apărării Statelor Unite, numai Statelor Unite. De ce e important, Cristian Pârvulescu, să comunice oamenii ăștia că nu își doresc schimbarea puterii de la Moscova? Aici, noi asta ne-am dorit. Vladimir Putin să nu mai fie acolo. Eu sunt de cu tot o altă părere. Eu cred că președintele Biden a făcut un gest rațional, asumat, prin care a transmis cât se poate de clar că nu este dispus în niciun fel să aibă o întâlnire așa cum și-ar dori Putin, cu Putin, pentru că Putin dorește o întâlnire Washington-Moscova, Biden-Putin, pentru reglarea situației, nu cu Zelensky, pe Zelensky îl consideră doar un simplu intermediar. Și acum trebuie să recunoaștem un eșec al diplomației occidentale, inclusiv a unei părți a diplomației americane, care vine din neorealismul politic, care au plecat de la ideea că Rusia are dreptul la o sferă de influență. Nu e așa că Rusia are dreptul la o sferă de influență? Și dacă are dreptul la o sferă de influență, trebuie să înțelegem și pe cei de la Moscova. Asta este poziția neorealiștilor cu care președintele Biden nu a fost niciodată de acord. Și aici vedem o tensiune între Departamentul de Stat, care merge în continuare pe această linie. Ați văzut că, dincolo de declarația secretarului de stat, au fost persoane din Departamentul de Stat care au spus că a îngreunat foarte mult situația. Știți cum se negociază prin escaladare și dezescaladare? Escaladarea poate să fie discursivă. Când spui despre un criminal de război că e criminal de război, escaladezi pentru a putea obține ceva. Pentru că, în realitate, discutăm despre aceste negocieri care sunt cât se poate de false. Nu se negociază nimic, doar se păstrează legătura, în speranța că la un moment dat va începe ceva. Eu privesc dintr-o asemenea perspectivă. Fiecare și-a făcut rolul, adică secretarul de stat a spus ceea ce trebuia să spună. Statele Unite ale Americii nu vor da o lovitură de stat la Moscova, dacă asta interesa pe cei de la Kremlin. Dar dacă vreți să discutăm despre tiranicid, putem să facem o disertație destul de interesantă, pentru că da, sunt dintre cei care cred că este o datorie patriotică ca tiranii să fie înlăturați. Este o A rușilor. În cazul ăsta. A rușilor, de exemplu, așa cum ar fi fost a germanilor în cazul lui Hitler, și atunci istoria ar fi arătat alta. Dar asta este o altă discuție care ține de teoria politică și despre înlăturarea tiranilor. Cancelarul german spune astăzi că ar fi oamenii își doresc să trăiască în libertate și democrație, dar asta va fi alegerea rușilor. Să știți că și Macron a spus același lucru, că nu va repeta formulele președintelui Biden, dar fiecare are propriul său context. În Germania există proruși puternici. În partidul domnului cancelar Scholz, e un fost cancelar care nu mi-aduc aminte să-și fi dat demisia din consiliile de administrație rusești în care se află. Iar în Franța sunt alegeri prezidențiale în 2 săptămâni. Iată motivele. O informație nouă care vine de la FT. FT spune că Rusia, FT Financial Times, Rusia nu mai cere Ucrainei să fie denazificată în discuțiile de încetare a focului și iar permite Kievului să intre în Uniunea Europeană dacă abandonează aspirațiile NATO. O analiză. Ce așteptări avem de la negocierile de mâine cu Cristian Diaconescu? După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Vladimir Putin este un criminal și pentru Dumnezeu nu trebuie să rămână la putere. Asta spunea sâmbătă la Varșovia președintele american Joe Biden. În seara asta, la Washington, nuanțează și spune așa: nici atunci și nici acum nu am articulat o nevoie de schimbare de regim la Moscova. Am exprimat o revoltă morală pe care am simțit-o și o simt și acum. Și simt că nu trebuie să-mi cer scuze pentru asta. Deci, Joe Biden nu va retrage sub nicio formă ce a spus despre Vladimir Putin. A doua informație importantă vine de la Financial Times, care află că în negocierile de încetare a focului în Ucraina, rușii ar fi dispuși să accepte aspirațiile europene ale Ucrainei dacă ucrainenii renunță la dorința de a intra în NATO. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe în studioul nostru, la ce vă așteptați la negocierile de mâine Istanbul? Este o nișă de oportunitate pe care, cel puțin prealabil, rușii o anunță spre ucraineni, pentru că nu e așa, dacă le interzice, practic, orice fel de afiliere spre Occident, NATO și Uniunea Europeană,
niciun ucrainean în acest moment n-ar putea să susțină un guvern ucrainean care să fie de acord cu așa ceva. Gândiți-vă că ei sunt în tracee și să afle de la decidentul politic ucrainean faptul că, practic, mor degeaba, pentru că orice aspirație spre lumea liberă le-ar fi oprită prin decizia propriei structuri de guvernare. Deci e o încercare a Federației Ruse, înseamnă că rușii vor să negocieze, dar temele grave, dincolo de aceste aspecte, Ucraina, în opinia lor, trebuie să arate precum Kazahstanul sau Turkmenistanul. Deci, practic, să fie amorfă din punctul de vedere al relațiilor internaționale, nu numai afilierea la organizație. Care e garanția? Oferă rușii garanții? Are cineva încredere în garanțiile rușilor? Zelenski vrea și terțe părți în poveste. Tocmai pentru că nu are încredere în așa ceva, tocmai pentru că trebuie să se întoarcă la popor, pe orice compromis va face, iar poporul e în tranșee. Pentru că mai sunt teme extrem de complicate, aici pare să că e mai ușor totuși de convenit o variantă ceva mai lejeră, vagă, în ceea ce privește neutralitatea Ucrainei. Nu se știe pentru cât, iată, apar nuanțări, deci se poate juca. Dar în momentul în care se va discuta despre autonomia sporită a legiunilor Donbass și Lugansk, pe care Federația Rusă nu dorește să le lipească, atenție, vrea să le lase înăuntru Ucrainei, în momentul în care se va vorbi despre coridorul terestru spre Crimea sau, și mai grav, ca Kievul să recunoască Crimea ca fiind teritoriul rus, în momentul acela, compromisul din partea Federației Ruse va trebui să fie unul foarte, foarte mare. Iar peste toate astea se mai adaugă ceva ce opinia publică nu este foarte atentă în acest moment, dar pentru occidentali contează serios, sesizarea la Curtea Penală Internațională. Pentru că orice fel de compromis vei face, vei spune, bun, pentru a opri războiul s-a făcut acest compromis. Bine, bine, înțeleg eu, cetățeanul din Germania, din Slovenia, din America. Înțeleg, e în regulă. Dar cum rămâne cu aspectele genocidale? Sunt 3 judecători care au în acest moment în competență investigațiile pe această zonă. Acolo, cum facem cu compromisul? Complicat. Se poate întâmpla o renunțare la acest proces dacă ucrainenii, să zicem, în încercarea unui compromis ar retrage plângerile, dar ar rămâne din partea altcuiva, de exemplu al Statelor Unite? Se poate dilata un astfel de proces, numai că personalitățile din Federația Rusă supuse investigării, practic sunt izolate în comunitatea internațională. Deci el practic nu mai poate ieși din țară. Și nimeni n-ar mai dori să se întâlnească. Acum toate aceste... Se discută 7-24, efectiv, pe toate palierele. S-a ajuns până la un palier destul de serios, inclusiv în Federația Rusă. Adică oameni cu care poate să fac niște înțelegeri, numai că trebuie să se închidă la vârf. Ca la orice autocrație, e necesar la vârf să se dea acordul final. Iar negocierea, într-adevăr, serioasă și aceea cu efecte, va fi cea care are o agendă convenită, un pachet de negociere cu compromisuri și procedurile de implementare. Ei, la momentul acela noi nu am ajuns. Mulțumesc mult, Cristian Diaconescu, studioul Digi24, Andreea Bratu, imediat.